Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, Eliza Paul. Vreau să începem cu un mic exercițiu. Vreau ca toată lumea să-și scoate telefoanele mobile. Să intrați pe ceas, pe alarmă și să-l programați la o oră oarecare să sune, mâine. Mâine, da. 10 secunde. 10, 9, 5, 4. Gata? Da. Ok, băgați-le în buzunar acum. Rolul acestui exercițiu îl veți afla la final, după cele trei povestioare pe care vreau să vi le spun. O primă povestioare este o femeie, atunci când gătea friptura pentru cină, îndepărta ambele capete ale bucății de carne. Am numerit bine, nu? La ora asta să vorbesc despre carne, despre friptură, despre cină. Atunci, uimit, soțul o întreabă de ce face acest lucru. Ea răspunde, pentru că așa le gătea și mama mea. Într-o seară se nimerește la cină să vină și mama. Atunci o întreabă pe mama, de ce îndepărtează capetele bucății de carne atunci când face friptura? Pentru că așa le gătea și mama mea. Cei trei iau hotărârea de a o suna pe bunică. Ce credeți că le-a răspuns? Nu, pentru că era de aia prea mică. Întreabă-te din când în când, dacă acțiunile pe care le fac mai au sens. Pentru că s-ar putea să preluăm din acțiunile părinților, fără ca contextul în care au fost create, acestea să mai fie valabil în cazul nostru. A doua povestioară este un experiment. Într-un cabinet medical, la rând, erau 10 persoane care atunci când se auzea un semnal sonor, se ridicau pe rând în picioare. Vine o persoană nouă care habar n-avea de experiment. Se aude bipuri. Ce face? Vede pe cei 10 din fața lui că se ridică în picioare. Se ridică și el. Întreabă-te din când în când dacă acțiunile tale pe care le faci mai au sens, fiindcă s-ar putea să copiii de la mediul în care aderăm acțiuni și să nu fie valabile pentru noi. Este cineva, s-a regăsit cineva în situația asta? A copiat acțiuni care nu au rost. Și a treia poveste este o experiență personală. Exact ce spunea și Eliza cu alergatul. Dar ce nu a spus? Că înainte să alerg, mergeam. Mergeam foarte mult. 10-15 km pe zi. După aia am trecut la alergat, cum am spus. În 11 august am alergat 2 km, după aia am ajuns în octombrie să alerg un semi-maraton, 21 de km. Iar anul acesta, cu câteva săptămâni, dacă intrați pe Facebook-ul meu, dacă intrați, vedeți recordul personal, 32 de km care am alergat. 32 de km. Întreabă-te, de ce credeți că am trecut de la mers la alergat? De ce? Da, progres, dar de ce? Din cauza timpului. De ce să ne întrebăm din cauza timpului? Mergând 10-15 km, pierdeam foarte, foarte mult timp, vă dați seama. Antreprenorul la mine, muncind la afacerea ta și mai pierzi câte 6-7 ore pe zi numai apoi nărim pe ta. Pe străzile mergând spre nicăieri, cum răspundeam la telefon, cine mă suna, pierdeam foarte mult timp. Fie că vorbim despre acțiunile pe care le preluăm de la părinții noștri, vezi exemplu cu tigaia, fie că vorbim de acțiunile pe care le preluăm de la grupurile la care aderăm, exemplu cu coada la cabinetul medical, fie că vorbim despre exemplele noastre, despre activitățile pe care ni le însușim, pentru a face față unei situații, este bine să ne întrebăm din când în când dacă acele acțiuni mai au sens, ca să nu mai pierdem timpul. Singura diferență între cel care are un cotez de Logan și cel care are un BMW, care este? Ce face în cele 24 de ore? Așa că din când în când trebuie să ne întrebăm, întreabă-te din când în când dacă acțiunile pe care le faci acum mai au sens. În încheiere, vreau să spun că plecăm de aici cu câteva idei notate, e plin de bucurie, e entuziasm și când ajungem acasă, abia așteptăm să notăm în agenda ce vom aplica, idei de aici pe care le vom aplica în afacerea noastră, în
în discursurile viitoare sau în, sau în viața personală. Dar când am ajuns acasă, ne trosnește viața. Când ai plecat, de ce n-ai dus gunoiul? Nu mai apucăm să ajungem frumos la agenda să noteam, fiindcă știai că ursus. De ce n-ai dat un telefon să vezi dacă mai avem pâine? De aceea v-am pus telefonul să sune mâine, uitați miciul meu, uitați tot ce s-a discutat, dar mâine când v-a sunat telefonul, mă sigur vă veți aminti de acest scris și vă opriți din activitatea pe care o face să vă întrebați. Acțiunea pe care o fac acum mai are sens sau nu? Mă duce la nivelul următor sau nu? Consumă timp sau nu? Vă mulțumesc!